Noul an școlar a început, iar primarul Comunei Căzănești, Aurel Popescu, cunoscut drept un om gospodar și implicat, va demara curând lucrările de reabilitare, modernizare și dotare a școlii generale din localitatea pe care o conduce. Încă de la preluarea mandatului, o prioritate foarte importantă a acestuia este educația. După ani întregi de nepăsare, Comuna Căzănești este un șantier în lucru și asta datorită implicării actualului primar Aurel Popescu și sprijinului acordat de președintele Consiliului Județean Mehe Dinți, Aladin Georgescu. Investiții ample sunt în derulare, iar în scurt timp se vor demara lucrările de reabilitare, modernizare și dotare a școlii generale din localitate. Va fi construită o centrală termică pentru încălzire la standarde europene, vor fi reabilitate sălile de clasă, dar și acoperișul. De asemenea, elevii vor beneficia de confort termic, băi moderne în incinta clădirii și de toate dotările necesare unei bune funcționări. Aurel Popescu a câștigat alegerile în luna septembrie 2020. Acesta a găsit o mulțime de probleme pe care comunitatea de aici le are, iar cei care au condus primăria până anul trecut nu le-au acordat absolut deloc importanță. Comuna Căzănești va cunoaște o dezvoltare la cele mai înalte standarde sub conducerea actualului primar, care își dorește să ofere comunității pe care o conduce cel mai bun nivel de trai.